câteva dintre vedetele de la noi sunt, în această perioadă, nevoite să își schimbe ocupațiile zilnice, cu atât mai mult cu cât normele de izolare socială cauzate de coronavirus le țin departe de locurile în care, până acum, zi de zi, erau nelipsite. Intervievate de site-ul izabelaionita.com, celebra manelista Alina Morgana, focoasa Raluca Podea, senzuala Raluca Dumitrul sau controversata Simona Trașcă au dezvăluit care este ocupația lor zilnică în vremea pandemiei de COVID-19. Cântăreața Morgana recunoaște că nici acum, când este la modă ca toate celebritățile showbizului să se laude cu calitățile lor de fată de casă, virgulă, cu performanțele culinare, nu este prietenă cu bucătăria. Mă plictisesc și nu prea acasă. Îmi fac măști pentru par, tratament corp, mi-am comandat bicicletă de camera, o dădusem cadou. Vorbesc la telefon, nu am timp de nimic. Dar nu gătesc. Nu am gătit niciodată, nu gătesc, nu mă interesează acest hobby. Fac cumpărături online, depinde de stare, de la crema de corp la mâncare. Astăzi mi-am comandat un costum sport și când o să ies din casă, încălțămintea va fi primul lucru pe care o să-l achiziționez. Nu cumpăr online asta, pentru că trebuie să le probez. În rest, ce să spun, abia aștept să-mi văd nepoții și sora și să ies din casă după ora 22. Și mai sper că după perioada asta să fiu mai chibzuită financiar și să plec în vacanță în Liban sau Italia, virgulă, spune manelista Alina Morgana pentru sursa citată. Raluca Dumitru s-a reapucat de gătit și speră ca afacerea pe care o are să supraviețuiască epidemiei. Am început să gătesc în perioada asta, după o perioadă mai lungă în care am încetat să gătesc. Îmi fac pește la cuptor. Este specialitatea mea. Mai pregătesc și pandișpan cu căpșuni, ciocolată de casă. Îmi fac timp și pentru shopping online. În general caut pe toate site-urile măști de protecție și mănuși de protecție, să pot ieși din casă să fac cumpărături safe. Când ieșim din casă, o să dau iama în costume, pentru că astea îmi plac cel mai mult și fac colecție. Costumele și pălăriile sunt pe primul loc pe lista de shopping. Și după ce fac cumpărături, vreau să ies cu fetele, să stăm pe terasă la cafea, să povestim, să râdem și să lăsăm telefoanele acasă dacă se poate, iar dacă nu, să le închidem la prima întâlnire. Aș vrea că după această perioadă să putem să comunicăm mai mult. Cel mai mult îmi lipsește libertatea pe care o aveam înainte, când puteam să ieșim din casă la orice oră și puteam să facem ce vrem. Asta o să prețuiesc enorm. Acum trăiesc cu frică și când merg la cumpărături, mă spăl pe mâini exagerat de des și parcă trăiesc cu panică la fiecare strănut sau durere de cap. Abia aștept să treacă această senzație, abia aștept să plec în vacanță. Oricum sunt pregătită și dacă e nevoie, îmi cumpăr și costum de protecție, doar să pot să plec din țară, a spus Raluca zâmbind pentru site-ul citat.
Simona Trașcă vrea să fie cu iubitul. Una dintre cele mai controversate vedete din România, apetisantă blondă Simona Trașcă, spune că este o bucătăreasă desăvârșită și că anul acesta o să viziteze România în vacanță, dacă o va avea. Și, normal, se va bucura mai mult de tandrețea iubitului ei. Ce să fac în izolare? Îi fac mamei mele de mâncare, că ține post și nu are un talent la gătit, așa că i-am făcut ciorbă de legume, paște, pilaf, chiar și fasole i-am făcut. Nu fac shopping online decât ce-mi trebuie cu adevărat. În rest mă bucur că le primesc gratis. Mi-am cumpărat popsea pentru par, dar nu știu cum să o folosesc, dar chiar îmi trebuia. Sper când trece pandemia, să fiu mai cumpătată la cumpărături, căci la noi oamenii nu prea sunt strângători și nu-și pun acolo bani albi pentru zile negre. Noi mergem pe principiul luna asta am ceva în plus, hai să găsesc ceva să-mi cumpăr, lasă că văd eu ce mai fac și luna viitoare. Cred că asta chiar a fost o lecție de viață dură pentru mulți. Eu sper să învăț ceva, căci acum gândesc într-un fel, dar cine știe, când o să mă văd fre, cum o să mai fie. Primul lucru după ce trece toată treaba asta și pot să merg unde vreau, o să mă duc la iubitul meu mai des și fără stres. Îmi lipsește libertatea. Nu știam cum e să faci pârnaie la domiciliu. E foarte urât, nu mai vreau. Viața e frumoasă, trebuie să ieșim să ne plimbăm, nu să stăm în casă. În casă nu e frumos decât să dorm. Și să faci dragoste. Cât despre vacanțe, eu chiar mi-am propus să vizitez România, a povestit Simona.